Stă scris la lege și la mărturie. În epistola către Filipeni, capitolul 4, versetul 8, stă scris: Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat. Tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă aceea să vă însuflețească. Dragi bunici, de când este lumea? Oamenii au avut nevoie de modele. Nu este ceva nefiresc. Este normal, chiar de dorit. Noi, cei mai tineri, privim către voi și așteptăm să vedem acele exemple despre care să spunem așa aș vrea să fiu și eu. Nu aș vrea să pun o greutate în plus pe omerii voștri, dar responsabilitatea aceasta vă este dată de Dumnezeu. Sunteți chemați de El pentru a fi o influență bună pentru tineri și copii în cămin, în biserică și în societate. În contextul acesta îndrăznesc să vă transmit câteva îndemnuri ca de la nepot la bunic. Iubiți adevărul, trăiți adevărul. Avem nevoie să vedem că ceea ce învățați poate fi trăit și că are putere și viață. Fiți mereu curați la suflet înaintea lui Dumnezeu, din sufletele și faptele voastre vom înțelege bunătatea și blândețea Domnului. Învățați-ne să facem fapte bune cu care să lăudăm pe Dumnezeu. Luați-vă timp pentru noi și încurajați-ne să perseverăm în facerea binelui. Toată lumea să vă cunoască pentru blândețea pe care o aveți. Sfătuiți și mustrați atunci când este nevoie dar nu cu răutate, ci cu blândețea pe care o avea și Domnul Isus. Nu lăsați să treacă nicio zi fără să ne vorbiți despre iubirea Mântuitorului. Învățați-ne să-L iubim și noi din ce în ce mai mult. Binecuvântează, Doamne, toți bunicii pentru a fi exemple bune pentru nepoților. Făți astăzi timp pentru nepoți dacă sunt departe, vorbește cu ei la telefon și cere lui Dumnezeu să te folosească pentru a-i îndruma către El.